băști. O manceta, nu poți să mergi puțin mai încet, te rog frumos. Ba, dragul mame, de frumusețe, ce ai mai făcut foarte mândră. Sper că mașina asta pornea și când o primit. Vreau să te neacu, dă-ți jos. Mi-am luat din chimică, am băgat salată de biof. Da, unde meri? La București, după culiță și față de masă mi-am luat. Stai să văd ce ai în plasă, dă să filmez, mor. Am de atâția, lasă-mi le mai despachetez, am roșu, brânză. Dar de ce n-ai băgat de mâncare, că doar îți restaurante atâtea? Bazez, pe nimeni, eu nu mănânc de la nimeni. Băi, mami, ești culmea. Te primi cu o mașină 200 de mii și ți-ai salam în plasă? Asta înseamnă să fii mafion. Asta e mafionul din ziua de azi. Cine conduce? De cheia la mine, cheia. Păi nu contează că mașina pornește, mami. Te pup. Vă iubesc. A, telefonul meu? Să aveți drum bun. Ăsta rămâne la mine, telefonul. Telefonul mi-l dă. Ceau! Predau cheia. Stai, bagajul închis. Am făcut și o introducere la oameni să înțeleagă ce facem aici. Avem alt cameraman, mai neprofesionist, că Dorin în concediu. Bă! Vorbe, vă mai spun înainte să plecăm. Mama Geta o să conducă acest bolid al Liculiță, pentru că eu cred că nu o să mai pun după ce vin el, că prea am rămânit. Mergem la București să luăm Liculiță la aeroport. Mâine o să aterizeze el, dar merge din seara asta. Și dor de el, așa -i? Tu cred că și te mai și prefaci pentru că glumesc. Noi de-asare continuă te plâng. A plecat cu lipsă. Într-un fel ne pare rău că a plecat, într-un fel ne pare bine că era foarte, foarte dor de el. Se pare că mama Geta este o viteză umană și o șoferță răită. Îți predau cheia, o las să conducă și plecăm către București. Auzi, la ce hotel vrei să te cazi acolo? Acolo, hotel care e mai ieftin. De 5 stele, 7 stele. Auzi, care e mai ieftin? El săracu a avut hotel la Survivor. Toată treaba e să te nu te plouă, să mergi să te pui o țără la hotel. No, dar atunci cauți o pensiune de aia. Eu zic, mama Geta, să le dăm o aroganță, un hotel șmecher cu spa, cu masaj, cu Dalia. Da, mă, dar nu știu la mama costumul de baie, hai să mă o să-i aduc. Pentru că am mamă șmecheră și de mare valoare, am pus-o la volan. Hai, mă, că tot tu conduci mai mult, numai acum... Te-ai pus la volan numai de Sanchi să te bag pe cameră? Am pus că până tu mai ceva de... pe telefon, de lucru. Deci, am adevărat, o pun și la volan, o pun unde vreau eu pe lumea asta și se descurcă, prea descurcăreață, prea bandită. Mulțumesc, că încep să îmbătrânesc. Tu? Dacă mă întreb pe mine, încep să întinerești. Ai, ce mă bucur. Dar, auzi, tu ai 55-2 de ani, așa-i? Eu am 51, am împlinit în... 51. 52, da, e perfect, eu de 69 născută, da? Și în martie am avut 52. Și uitați-vă ce păr bogat și frumos are mama, prea puțini peri albi. Înseamnă că a trăit frumos la viața ei. Vă spun eu, în viața mea nu i-am făcut nimic la păr, decât l-am spalat bine și l-am pieptănat și l-am prins aici așa cu două, trei grafe și salut, nimic. Auzi, dar aici că povestești tu, da? Că acum tot... te afli la volanul unui gele în valoare de 100.000 de euro, aici că povestești cum era mai de mult când aveam noi un aro de la cu ce valora 10 milioane, adică 1000 de lei vechi și nu pornea. Dimineața, Plasa Ivan, acolo unde aveam multe vaci, le mulgeam repede și aveam abonat la oraș nostru, le duceam laptele. Vrei să te fac mafia, tu spui ochelari. Nu, că nu văd cu ochelari. Nu, bine, hai, zi mai departe. Mafia, tot așa că stau acolo, lasă, mă nervează. Ok. Și nu-ți povestesc, mergeam, dragul mami, repede, eu la 5 milioane mulgeam vacile. Între timp vă sunau, când vedeam că e 7 ceasul, copii spălați-vă și voi, vă îmbrăcați, vă gătați. Ca să mergem la școală, nu? Să mergeți la școală, da. Da. Și până la 7:30, 8:20 plecam la școală cu toți, pe voi vă lăsam la școală, eu plecam la piață să fac bani, că trebuia bani la 4 copii la școală. Și ce crezi? Aro nu pornea întotdeauna, că nu, bateria slabă pe el, până să mai fac ceva bani, să cumpăr o baterie nouă. Și îl parcam acolo, aproape de piață, era un pic de pantă. Îl parcam acolo și când veneați voi de la școală, vă puneam să împinge atunci de chiar așa, cam în 5-6 metri. Avea bateria foarte slabă, da, și da, de unde ați bani de baterie, de altă mașină, nimeni se intra în discuție. Trebuiau multe vouă la școală, se cereau multe, că dacă v-am dat de pantâia de la oraș, erau cheltuieli, nu? Da. Și nu era niciun salar, cum nu era nimic. Culiță, cum era cel mai mare, era rușine să împingă mașina, ce așa, crezi, e? Bă, da. Nu, veneați toți la mine, mamă, am venit, fiecare părâs, nu, hai, dragă, mamea, fiecare vreați o înghețată sau să mâncați ceva în piață, nu, vă dădeam
în limita posibilităților. N-a, iam cu 10 lei, n-a culiță să ție 5 lei la fiecare, dacă am egală. Hai să nu exagerăm la culiță, dai mai mult, că era mai mare, ține așa, bun. Nu am eraz, vă luați și vă luați. Când mi-adunam și eu de pe acolo și plecam toți în coace acasă. Dar când se pleci, opa, aronul pornea. Au. Copii, zi, noi, dragul mami, că în 10 metri porneaște, împinge-ți-l o țără, cum era un pic la vale. Mă, iată, culiță, se uita în stânga, în dreapta, că era rușine de copii de la numărul 2. Că ce mama mă vă copii aia, că împinge mașină. Da. Dar împinge azi, mă, copii, de țâl, că altul n-are nici măgar și nu mă nervați. Împinge-ți o țără și hai. Un om cât poate evolua în viață. După clasa 8 am pingea de aro și acum și-o luat Mercedes GL pentru că a avut ambiție și determinare și a vrut să facă ceva în viață. Că, nu, și tot dorai cât de cât acea mașină. Da, așa e. Dar așa era culiță. Da. O să vă pur și o poză aici cu noi, că avem o poză toți patru cu mama lângă acel aro de care împingeam, împingeam cu toții și pe care am învățat cu toții să conducem de altfel. Așa e. Că am învățat și pe ne-a luat un Golf 3. Prin 2000 și ceva și cu ăla am învățat și mai bine. Culiță a reușit de mi-a pus mie mașina aia și pe dângă. Aro, cu surăstura cu aro, da? Nu bine, îl vopsese, l-am aranjat, hup, cu el. La 14 ani surăstura cu aro. Făcea peripeții, culiță, deci peripeții de mine. Întotdeauna a fost năzdrăvan, vai ce năzdrăvan a fost, doamne. Copil așa de scurcărie și foarte, cum să zic eu, ambițios. Deci ambiția determină pe el 100%. Foarte ambițios. Da, deci el și acum, cum ce om este, foarte ambițios. Ar fi stat în competiție, probabil ar fi ajuns până în finală, doar că a ales să fie alături de soția lui, pentru că ea urmează să nască, după cum bine știți, și a pus familia pe primul loc, iar noi respectăm decizia, îl iubim și abia așteptăm să îl vedem. Nu vă mai plictisim și revenim probabil ori de pe drum, ori de la București, de la aeroport. Dar sper că mașina asta pornea și când o primim. Să gata tine acum, dă-ți în jos, împinge. Acum ajunge la aeroport, zice lucruri, ți-ai mă împinge că nu pornește, hai să ne împinge un pic. Vai, sărăt, e foarte dor. Eu am stat numai cu lacrimi în ochi de seară. Și orice comentarii primesc de la voi, oameni buni, cu suflet mare, care poate voi nu ne cunoașteți pe noi, nu ne-ați văzut față în față fizic niciodată, dar nu știu, eu chiar vă simt așa că ne scrieți din suflet și vă mulțumim din toată inima. Că, deci niște cuvinte așa de mari, așa de... Exact, contează foarte mult fiecare comentariu pozitiv pentru că ne încarcă cu energie bună și vă mulțumim, da, vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi. Eu vă spun cu lacrimi în ochi, citesc toate comentariile, care reușesc să le citesc în limita timpului. Bine, alea bune, că alea de hate le citește cu înjurături pe buze. Că nu prea simt, vă spun sincer, nu prea simt. În viața mea eu nu mă interesa, eu n-am făcut rău la nimeni, mi-am văzut de treaba. Mama, ce tare, poți să mergi puțin mai încet, o frumos. Ia uite, 100 la oră. Mașina asta are o stabilitate, mami, pace. 100 la oră, frate, pe drumul ăsta de țară. Dai bun drumul, pace. Limită de 30, mamă, ce merg 100, poliția, vă rog frumos, să autosesizeze. Nu e limită, că intri în localități. Păi, da, e limită, n-ai văzut semnul. Uite, limită, de exemplu, că a ieșit apa pe aici. O plouă rău la alte. O, dacă te oprește poliția, dar ți-o luat vreodată poliția permisul? Bă, o singură dată am avut luat, dar știi de ce? Veneam de la Constanța și eram tânără. Și ce crezi? O zis că am făcut triplare. Știi că cineva s-ar fi băgat în depășire și că... deci erau trei mașini, da, în drum, înțeleg. Așa, am făcut triplare, dar nu am făcut, nu am finit și mi l-au luat, da. Pe cât timp? Nu a fost luat, cred că, nu știu, pe lună și atunci ți-l trimiteau acasă, nu trebuia să mi se dea examen din nou. Uh-huh. Atât, în rest nimic, nu am făcut accidente. Super tare. Prudentă, dragul mami. Da, îmi place că conduci tare, o să ajungi repede la București. Stelele, stele în spate. Bravo. Am mers, lasă noaptea mai repede. Nu, băia. Atâta, mă duc cât de repede, numai să-l întâlnesc pe culiță mai fuga. Vă pupăm, revenim. Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. It's a party from the night before. Summer heat got us down at the shore. I told you what you meant to me. Hoping that one day I'd be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Deci facem schimb de șoferi acum înainte să intrăm pe autostradă și cu această ocazie că deci, doar am pe autostradă pe ușor conduci tu, da? Da, pe e greu conduci tu. E bun. Că tu ești mai cu experiență, nu e normal așa. E super.
înainte să facem schimbul de șoferi, vrem să ne parfumăm. Am un parfum, mamă, te rog, dă-te. Ce, că faceți că de bărbați, de mâine, că e parfum. Ăsta e unisex și de bărbați și de femei. Nu, trebuie, poți să-i ceri și parfum. Ia, da, deci vezi dacă îți place cum miroase. Îți place cum miroase? Puh, pe asta, băi, m-ai mai dat odată și am zigetă, vai, am miroase trănească 3 zile. Ai bun dacă miroase 3 zile? Este un parfum arăbesc de la prieteni și de la privat butic, la care le mulțumim pe această cale. Ne-am și pe aia, ne-am parfumat și conducem în continuare. Arăți bine, venim spre București. Ai trezit, dragul mami. Mama te bagă pe vlog. Să uite așa ce. Da, mama te bagă pe vlog. Nu, ia fa, ia-mi. Nu, ia fa, ia-mi. Nu, ia fa, ia-mi. Măta s-a apucat de vlog-ul. Vai, dragul mame, ce frumusețe ce ești, m-ai făcut foarte mândră de tine. Dar mi-ai făcut figura, nu mi-ai adus trofeul, frumusețe. Da, ți-am zis și eu, trofeul tale te așteaptă acasă, mami. Trofeu dai de bunul Dumnezeu, dar, cel mai scump dar. Noi venim din seara asta în București și te așteptăm la aeroport, mâine, când ajungi, la ce oră ajungi oare? Super atunci. Noi venim din seara asta că vrea măta să iasă la club de seară și nu. Am plătit să-mi duc Regina în București și în Palestina. Dar eu vreau să duc la club, bă. Ne auzim atunci. Ce mai te pătimi, mai mămică scumpă, ai răbdat foame, pătimi multe. Abia așteptăm să ne povestești. Lasă că aici mai e obosit. Hai că ne auzim. Te pupăm. Da, deci după cum ați văzut, Culiță este bine, era în camera de hotel, s-a odihnit. În curând o să plece la avion ca să zboare spre Romania. Între timp, eu duc pe mama Geta la club la București, după cum ați auzit. Am plătit să-mi duc Regina în București și în Palestina. Bă, dar la club intri numai vaccinat și eu nu fac vaccin nici numai... Nici dacă... Ce faci tu vaccinat? Că noi intrăm cu șuștă, că avem pilele aia. Păi mă, că eu nu mă duc la club. Vrei la muzică jazz, la pop sau la manele? Vreau la rock. La rock? Diseară ne petrecem la rock. Și dacă ne mai putem trezi să luăm și pe Culiță mâine, bine, dacă nu, vine el cu ceva. Vine cu trenul. Corect. Oh,